masa, în primul rând, este un prilej de socializare și trebuie să facem puțină diferență între masa în familie și masa cu oaspeți. Vorbim de dinerele importante, dinerele la care iau parte oameni importanți ai diverselor țări, fie vorbim de alte țări egale din acele țări, fie de oameni de stat, ambasadori, consuli sau chiar președinți. La mesele oficiale discutăm direct cu principesa Margareta sau cu principele Radu, amândoi foarte fiind cunoscători ai bucătăriei internaționale. Vinul este un motor care angrenează spiritul, leagă oamenii, deschide conversații. Vinul, dacă este bine făcut, trece prin dineu fără să fie simțit, dar se simte la sfârșit în atmosfera generală pe care a reușit să o creeze. De-a lungul sutelor de ani, eleganța și rafinamentul aduse de cultivarea bunului gust în familiile regale au impus normele de etichetă datorită cărora ceremoniile ating perfecțiunea. A le oferi oaspeților tot ce este mai prețios a devenit în timp apanajul oricărei gazde, purtătoare de coroană regală sau nu. Pentru noi astăzi, lucrul apare aproape ca istorie. Ne depărtăm ca oameni atât de mult de ceremonialul, de rigoarea mesei, încât nu înțelegem, nu ne mai gândim să ne așezăm la masă cu o față de masă, cu niște tacâmuri frumos puse, cu o mâncare într-un anume ritm. Sunt tot mai mulți cei care nu iau aminte la ce mănâncă, la această subtilitate a deosebi gusturi. Nu știu dacă e bine, probabil e alt răstimp al istoriei, dar pentru noi, pentru români, mesele de la familia regală, aș spune că rămân emblematice. Rămân ceva frumos, ceva durabil, ceva chiar nostalgic. Pentru familiile regale, amintirile poartă amprenta istoriei, iar simfonia gusturilor și a culorilor aduce cu ea stilul unui popor. Un farmec deosebit se desprinde, precum aburul, subtil și aromat, ce umple bucătăria atunci când se pregătesc bunătăți. Protocolul casei regale era reglementat încă din 1875 de Teodor Văcărescu, mareșalul curții. Regele Carol I avea o personalitate deosebit de rigidă și de sobră, așa încât programul zilnic al regelui îl păstra cu sfințenie. La castelul Peleș, la ora 7, regele Carol I intra la baie, făcea un duș rece, după care se plimba o jumătate de oră pe aleile castelului sau
în pădurile care înconjoară castelul. La ora 8 era micul dejun, luat împreună cu regina Elisabeta în sala micului dejun, o încăpere cochetă, unde de foarte multe ori invitau și copiii principilor Ferdinand și Maria. Acolo se citea corespondența, ziarul și de asemenea tot în sala micului dejun era primit mareșalul curții. Prânzul se lua la ora 13, la dejun sala de mese, sufrageria, una dintre cele mai frumoase încăperi din castel, primea atât perechea regală cât și invitații. Mesele obișnuite erau într-un cadru foarte restrâns. Participa regina, Elisabeta, eventual bibliotecarul curții, casa militară a regelui, adică un aghiotant, un șef al gărzii, al corpului de gardă din acea zi și eventual câteva persoane care erau foarte apropiate. Afară de membrii familiei care, luând masa aproape zi de zi cu perechea regală, își aveau locul în dreapta sau în stânga, de o parte sau de alta a mesei, oaspeții întâmplători își aveau un loc desemnat printr-o carte de vizită. Și cartea de vizită de obicei era prinsă într-un suport. Acum, suporturile acestea sunt extraordinar de diferite, sunt mici piese adorabile de argint, de sticlă. Pentru dinerurile oficiale, atunci era cu totul altceva. Erau invitați și special se primea o cartolină pe care era specificat ora la care trebuie să se prezinte la palat, ținuta pe care trebuie să o aibă, cât timp durează evenimentul respectiv. Regele sau regina decideau pe cine poftesc la masă. Și sigur că aceste invitații sunt legate de starea de spirit din momentul acela. Erau interesați să discute cu un ministru, cu un diplomat al nostru întors recent dintr-o capitală europeană și vreau să știe ce s-a întâmplat la Roma, la Viena, la Paris. Invitația de obicei era pe un carton în care aghiotantul preciza ținuta doamnei, ținuta domnului. Printre oaspeții regelui Carol I, desigur că au fost și personalități istorice. Astfel, în anul 1888, Carol I a fost gazda unui dejun la care a participat prințul de Wales, viitorul rege Eduard al VII-lea al Angliei. Dar cea mai importantă vizită a avut loc în 1896, când împăratul Franț Iosef, sosit în țară cu prilejul inaugurării podului de la Porțile de Fier, a fost invitat într-o vizită particulară la Castelul Peleș, a luat parte la dejunul oferit de Casa Regală în sufrageria castelului și la o masă la stâna reginei. O poiană unde regina avea o fermă de unde se aducea laptele, brânza, proaspete pentru mesele regale. La mesele regale deseori erau chemați artiștii invitați la castel. Foarte des era invitat Vasile Alexandrii, Caragiale și, nu de puține ori, George Enescu împreună cu Grigoraș Dinicu. Pentru George Enescu, mesele de la Casa Regală de la Peleș erau un adevărat calvar. Cum serviciul era făcut începând de la rege și terminând cu ultimul invitat, cel din urmă aproape că nu apuca să guste din mâncare. Este amuzant de menționat că unul dintre aceștia care nu prea apuca să mănânce era chiar viitorul mare compozitor și șef de orchestră, George Enescu. Fiind cel mai tânăr, întotdeauna era așezat ultimul la masă și ultimul servit. Da.
Dacă Divinul Creator a depus atât de mult efort pentru a ne oferi bucate alese și savuroase, noi trebuie să ne străduim să le servim bine și în mod ceremonios, spunea părintele bucătăriei franceze moderne, Fernand Poin. Meniurile din timpul regelor Carol I și Ferdinand păstrează detaliile obiceiurilor culinare ale familiei regale. Preparatele erau cu precădere din carne de vită și vițel, dar și din pește sau curcan. De asemenea, vânatul era și el la loc de cinste. Se pregăteau puternici, iepuri, rațe și gâște sălbatice, precum și porci mistreți. La un dineu oficial, meniul încuviințat de regele Carol I putea înșirui până la 14 feluri de mâncare. La sfârșitul meselor, care întotdeauna aveau un desert, dejunul era încununat cu vin de Bordeaux sau vin adus din cramele de la Ștefănești, ale brătienilor sau Odobești. Însă preferatul regelui Carol I era vinul de Bordeaux. Regele Carol era doritor să guste borșul de pește, la care fusese introdus de marele savant, fondatorul Muzeului de Istorie Naturală, Grigore Antipa. Când a făcut niște croaziere pe Dunăre, acesta l-a inițiat în borșul de pește și atât de mult i-a plăcut suveranului, încât și-a trimis bucătarul francez pe Papa Gillet la Lipoveni să învețe cum se face acest fel de mâncare. Îi plăcea vânatul foarte mult, carnea de pui, pateul de gâscă și termina cu înghețată și fructe. Deci o masă destul de simplă. La curtea regelui Ferdinand și a reginei Maria lucrurile erau puțin deosebite. E o mai mare relaxare aici la Cotroceni. Mesele erau pline de animație. Asta pentru că regina era o femeie foarte veselă și considera că la masă lumea trebuie să fie bine dispusă, să se istorisească tot felul de povești amuzante. Majoritatea meniurilor și mai ales meselor de seară erau însoțite de muzică. Îi plăcea foarte mult muzica clasică. Firma Calambia din Statele Unite îi trimitea discuri sistematic și toți prietenii din jur îi aduceau. Avea o discotecă impresionantă. Regele Ferdinand se trezea la ora 7, deci ceva mai târziu decât unchiul său. Făcea baie, citea, după care în jurul orei 9 sau câteodată chiar la 10 își lua micul dejun, care era un breakfast britanic. Pe toată lumea uimea acest lucru, pentru că Ferdinand era un om slăbuț, subțirel. El la micul dejun, pe lângă croissant și cafea, unt, miere sau marmeladă, mânca întotdeauna o friptură la grătar sau un șnițel cu cartofi prăjiți și ouă, ceea ce era foarte mult. Întotdeauna când se găseau la Sinaia, atât Ferdinand cât și Maria participau la dejunurile de la Castelul Peleș, dar aveau și program separat, iar principala lor îndatorire când la Peleș erau vizite însemnate era să conducă călare în împrejurimile castelului oaspeții. Regina Maria era o persoană care își dădea seama de importanța dozării alimentelor și felului cum să le consumi în fiecare zi și în cursul săptămânii sau al lunii. Își luase obiceiul ca vinerea să țină post negru pentru a face o curățire a organismului ei și lucrul acesta se pare că a avut efect deosebit față de vitalitatea deosebită pe care a avut-o Regina Maria întreaga ei viață.
Regele Ferdinand era un foarte priceput cunoscător în ale gastronomiei. Întotdeauna făcea observații când ceva nu era foarte bine pregătit, observații scrise. Avea un bucătar pe care Maria l-adusese de la Coburg, pe Edner, care a stat în România 30 de ani până la moartea reginei Maria, după care el a fost luat la Casa Regală a Iugoslaviei de regina Mărioara. Polifonia gusturilor și a mirezmelor îmbietoare din bucătăriile regale a fost orchestrată de-a lungul timpului de maestri bucătari sosiți din toate colțurile lumii. În timpul regelui Carol I, pentru 3 decenii, a fost bucătar Papa Gile, devenit ulterior patronul celebrului restaurant Frascati. Aici la Peleș, bucătar, în afară de francez, a fost Goldberger, un bucătar german, iar între 1930-1940, un alt șef bucătar german, Josef Strassmann, a schimbat puțin tipicul gastronomiei franceze, aducând treptat mâncăruri românești. De asemenea, a intervenit cu ajutorul reginei Maria și în înscrierea meniurilor. Ele nu mai aveau denumirile de origine, denumirile franțuzești, așa încât, de exemplu, vol-au-vent sau parfait à Sorbonne era înlocuit cu sărmăluțe, cu tochitură și alte mâncăruri gustoase românești. Pictate policrom, în peniță, meniurile tipărite erau ele însele niște adevărate opere de artă. Grafica de excepție era realizată de artiști români și străini, precum Carl Schmidt Rotluff sau Otilia Mihail Oteteleșanu. Scrise zilnic, pe foi de hârtie albă, purtau cifrul surmontat de coroană, stema regală și diferite motive florale. Felurile de mâncare servite erau frumos caligrafiate în limba franceză, limba gastronomiei europene. Mai e ceva demn de menționat la aceste mese, este aranjamentul mesei, pentru că toată lumea, fără excepție, a contribuit la desăvârșirea acestui tablou care se cheamă masa regală, adică fețe de masă splendide, brodate, șervete, la fel, cu monogramă, dacă mâncărurile toate erau de un fel, se făceau comenzi la marile case de argintărie din Europa, porțelanuri la fel, 48-96 de piese erau de rigoare. Pe urmă, era problema asortării feței de masă, a surtului, cu tot ce se punea pe masă. Și asta însemna o serie de obiecte. În primul rând erau necesare lumânările, sfeșnicele în care se aflau lumânări. Pe urmă erau diferitele vase de ornament, nu foarte înalte, ca oaspeții să se vadă unul cu altul. Vesela de porțelan creată în marile ateliere europene, tacâmurile de argint, paharele fine de cristal, transformau mesele regale în veritabile spectacole ale eleganței și rafinamentului. Uzanțele în vremea regelui Carol I împărțeau evenimentele pe grade de protocol, așa că erau folosite 3 rânduri de servicii, pentru zilele obișnuite, pentru gală și pentru marea gală. Serviciile de masă existente în patrimoniul castelului Peleș, păstrate de pe vremea regelui Carol I, făceau deliciul invitaților.
foarte fine servicii din porțelan de Meissen, porțelan de Sèvres, argintărie comandată în Germania, la Nuremberg, la Wohlenweber, chiar la Paris, la Odiot. De asemenea, cristaluri, cristaluri de Baccarat, cristalul de Bohemia, sticlă foarte fină lucrată în atelierele Lalique, pe toate le găsim în patrimoniul castelului. La Peleș, felurile de mâncare erau pregătite în bucătăria de la subsolul castelului, unde se păstra și colecția de vinuri. Familia regală avea preferințe și pentru unele dintre vinurile românești, comandând anumite cantități la viile Brătianu și Drăgășani. Sortimentele de bere Caraiman și Salvator erau furnizate de fabrica din Azuga. Pe parcursul servirii mesei, platourile erau urcate de la subsol cu un lift până la nivelul sufrageriei regale. Sufrageria de la Pelișor poartă amprenta decoratorului Bernhard Ludwig, vienezul care a făcut piese de mobilier și lambriuri atât pentru castelul Peleș cât și pentru Pelișor. Pe masă se observă un serviciu de pahare semnate de americanul lui Comfort Tiffany, un sticlar care folosea o tehnică specială cu oxizi metalici, tehnica Favril. Este o garnitură de pahare formată din 93 de piese. De asemenea, importantă este și argintăria, argintăria lucrată în ateliere germane sau ateliere franceze. Serviciul de masă expus este un serviciu german din porțelan de Rosenthal, a aparținut regelui Carol al II-lea. Dineurile și dejunurile oficiale se desfășurau în sufrageria de stat sau în sala maură a castelului Peleș, reședința de vară învestită de regele Carol I cu funcții politice, culturale și simbolice. Una din mesele din spațiul românesc care a rămas memorabilă a fost cea a sărbătoririi Peleșului în 1933, și meniurile din vremea aceea sunt memorabile. Strassmann a pregătit masa pentru jubileul din anul 1933, deci vorbim de regele Carol al II-lea, când la Stâna Regală a avut loc sărbătoarea jubileului castelului Peleș, cu peste 60 de invitați, cu fanfară, cu personalități politice, literare, care au participat atunci împreună cu regele Carol al II-lea la acest eveniment. Carol al II-lea a mai făcut un lucru care se cunoaște mai puțin. Este vorba de expoziția din 1937. Este o expoziție internațională la Paris cu pavilioane ale fiecărei țări și unde poate pavilionul cel mai strălucit a fost cel românesc. Au lucrat Olga Greceanu, Gusti a fost comisar la acest pavilion românesc. A venit însuși regele Carol al II-lea, care a oferit o masă cu 272 de tacâmuri. România pe vremea aceea îi uimea pe toți prin cantitatea, prin prodigalitatea pe care o manifesta față de un produs oferit. E vorba de icre negre. Noi aveam moruni în delta, icrele negre erau de rigoare la toate mesele selecte. În timpul domniei lui
Mihai I, care domnește alături de mama sa, regina mamă Elena. Lucrurile sunt foarte modeste, e o viață îngrijorătoare, o viață pândită de foarte multe primejdii și atunci prima familie care dă exemplu, n-aș spune de modestie, aș spune chiar de austeritate, este familia regală. Sunt mese aproape spartane. Va fi fost și acest obicei al reginei Elena, care de când venise în țară, nu se obișnuise cu felul foarte bogat, foarte luxuriant adesea al meselor. Când spun fel luxuriant, mă refer la felurile din farfurie, pentru că tot ce însemna masa ca atare, obiectele care se puneau, erau desăvârșite, dar meniurile erau foarte, foarte modeste. Familia regală călătorea foarte mult în țară și în străinătate. Un prilej de a cunoaște locuri, de a întâlni oameni, dar și de a discuta chestiuni de interes împreună cu personalități invitate în aceste mici turnee. În anul 1870, regele Carol I și regina Elisabeta au inițiat călătoriile regale sub numele de croazierele regale pe Dunăre. Ulterior, folosirea trenului regal va deveni cel mai bun prilej de a străbate ținuturile românești de la un capăt la altul. Familia regală, sigur, călătorește foarte mult și se înțelege că e însoțită și de servitorii respectivi care asigură hrana, pentru că nu e vorba numai de mesele oficiale, ci este vorba și de hrana zilnică care trebuie asigurată, că e în trenul regal care pleacă de la București și merge până la Belgrad sau până la Bled și mai departe în Europa. E un tren special, e un tren regal. Călătoreau foarte mult pe Dunăre și atunci în toate aceste prilejuri bucătarii au grijă să pregătească. Și nu se limitau la un simplu sandwich sau o gustare, nu. Se mânca foarte, foarte bine și foarte liniștit. Cele mai plăcute, cele mai așteptate, deopotrivă de copii și de maturi, erau aceste picnicuri care se organizau absolut ad hoc. Casa regală, în deplasările la vânătoare sau în călătoriile lungi, aveau servicii bogate de călătorie, păstrate în cutii din lemn, îmbrăcate în piele, unde fiecare ceșcuță, tacâm, farfurie avea locașul respectiv. Avem în patrimoniul Peleșului foarte frumoase servicii și garnituri de călătorie din vremea lui Carol I și Carol al II-lea. Tradiția călătoriei cu trenul regal continuă, fiind și astăzi un mijloc de a aduce coroana română aproape de oamenii din toate colțurile țării. Și nu de puține ori, cu ocazia anumitor evenimente importante, trenul regal a fost modalitatea prin care capete încoronate din întreaga lume au putut descoperi frumusețea peisajelor României. În trenul regal, invitații sunt serviți cu amuse-bouche, cu lucruri foarte mici, pe care să le poată mânca foarte ușor. Și am făcut micuțe aperitive reci și deserturi. Pentru alte evenimente care au avut loc fie în București, fie la Săvârșin, fie la Sinaia, au existat extrem de multe tipuri de evenimente și atunci pentru fiecare am adaptat mâncarea pe care am servit-o.
în fața evenimentelor extrem de impozante și poate cu o vizibilitate mult mai mare ale casei regale, suntem pregătiți și aș putea spune că nu este doar o plăcere să ne ocupăm de ele, ci chiar o ușurință. Familia regală este un client foarte educat, care știe ce să ceară, știe ce se poate, știe ce nu se poate și atunci colaborarea este minunată. Reginei Maria i se datorează introducerea obiceiului englezesc prin care personalul palatului beneficia de o seară de petrecere. La sărbătorile religioase erau organizate mese special pentru angajați. De Paște, suveranii ciocneau ouă roșii cu membrii administrației, iar de Crăciun le ofereau daruri. Obiceiul vine până în zilele noastre. Conceptul unei astfel de seri a fost extins astfel încât familia regală întâlnește sub acest pretext persoane implicate în proiecte comune, diplomatice, sociale sau artistice. E frumos când facem lucruri împreună. Asta e mesajul. Dacă suntem împreună, suntem mai puternici. Ceremonialul meselor a evoluat odată cu trecerea anilor și chiar dacă meniul pentru un dineu oficial e stabilit cu câteva săptămâni înainte, ca odinioară, el cuprinde de obicei doar trei feluri de mâncare. Un aperitiv, felul principal, care conține carne sau pește, și desertul. Evenimentul stă sub semnul ospitalității, al aprecierii și al discreției. El reunește până la 24 de personalități din domenii diferite, reprezentanți ai unor instituții legate istoric sau identitar de familia regală. Înainte de fiecare eveniment important, avem o sesiune de briefing cu reprezentanții casei regale, în care ne oferă mai multe detalii despre cum se va desfășura evenimentul. Ținem cont, desigur, de sezonalitatea florilor. Tot timpul vom folosi flori care sunt în sezon, care arată impecabil, care au o calitate deosebită. E foarte importantă calitatea. Dacă vorbim de cine speciale sau de evenimente, o să ținem cont de faptul că florile vor trebui să fie cât mai neutre ca miros. Nu o să avem niciodată la o cină specială, la un dineu, crin sau tuberoze, care sunt flori puternic mirositoare și care pot acoperi mirosurile mâncării, de exemplu, sau care pot provoca alergii sau fi neplăcute pentru diversi membri de la masă. În anul 1999 am avut un eveniment al familiei regale la Palatul Elisabeta și la sfârșitul acestui eveniment, regina Ana a venit în bucătărie să ne felicite pentru sărmăluțele în foi de viță pe care le-a mâncat și despre care ne-a spus că sunt cele mai bune pe care le-a mâncat vreodată. Asta a fost pentru noi și un motiv de bucurie, dar și unul dintre acele nenumărate motive care ne fac să mergem mai departe. La Palatul Elisabeta, devenit din 2001 centrul regalității din capitală, se organizează anual 10 de dejunuri oficiale și dineuri, pentru care departamentul de ospitalitate face pregătiri cu câteva zile înainte. Pe masa perfect lustruită vin pe rând toate accesoriile, într-o ordine strictă. Dacă se alege fața de masă, este una din damasc alb din colecția reginei Elena. Serviciile de masă sunt din porțelan cu foiță de aur, fabricate la Alba Iulia, având cifrul majestății sale. Sunt așezate pe masă, pe suporturi de lemn, confecționate în atelierele de tâmplărie de la Săvârșin, cu stema casei regale pictată manual. Paharele din cristal au cifrul comun al majestății sale Margareta și al principelui Radu. Se folosesc aproximativ 150 de pahare, câte 5 pentru fiecare invitat. Pentru șampanie, pentru vin alb,
pentru vin roșu, pentru apă și pentru vinul de desert. God bless the food to be set before us and us in his service, and for the precious gifts of life, love, laughter, joy and happiness. May God's holy name be praised. Amen. Un vin regal nu trebuie să fie nici prea impetuos, nu trebuie să fie nici prea modest. Dacă vă aduceți aminte de povestea negocierilor reginei Maria, un vin regal trebuie să fie diplomat, trebuie să aibă profunzimi nebănuite pe care să le descoperi încetul cu încetul, dar nu trebuie să te intimideze prin asta. Un vin se poate lăsa descoperit sau poate rămâne în ochii unui neinițiat la nivelul primar de lectură. Regalitatea pentru unii este o fotografie, pentru alții este o emblemă, pentru alții este istorie și pentru alții este definiția propriei persoane. În primul rând, vorbim de dinele importante. Dinele la care iau parte oameni importanți ai diverselor țări. Fie vorbim de alte țări regale din acele țări, fie de oameni de stat, ambasadori, consuli sau chiar președinți. În momentul în care avem astfel de evenimente, ne gândim tot timpul la steagul respectivei țări, ca un gest de omagiu către distinșii invitați. Astfel, ca de obicei, rămâne aceeași formă la aranjamente, ele sunt dreptunghiulare, dispuse pe masă astfel încât să urmeze linia mesei, dar nu foarte înalte, astfel încât să nu obstrucționeze privirea, iar florile vor fi tot timpul din gama cromatică a steagului invitaților. Dacă ne referim la speciile florilor, o să excludem din start florile de câmp și vom alege flori cât se poate de somptuoase, delicate, rafinate. Trandafirul, hortensia, orhideea, delphinium, matiola, flori foarte, foarte diafane, în ton cu invitații și cu evenimentul în sine. Ladies and gentlemen, please raise your glass and join me in a toast to Her Royal Highness Princess Muna al-Hussein, a very dear friend. Meniul este conceput cu rafinament, în funcție de sezon, de ocazia care prilejuiește dineul, dar și ținând cont de restricțiile alimentare ale oaspeților, de tradițiile și de cultura țării din care provin. Prin alegerea anumitor feluri de mâncare, familia regală îi onorează pe invitații străini. Sunt foarte multe evenimente deosebite la care am participat și am fost alături de familia regală. În 2008, la jubileul de diamant al majestăților lor, regina Ana și regele Mihai. Apoi la jubileul regelui Mihai, un eveniment care a avut loc la Palatul Cec și la care au participat membrii din casele regale din Europa și din Asia. Jubileul principesei Margareta, jubileul principelui Radu, evenimente foarte variate la care au fost invitați oficialități, membrii marcanți ai vieții culturale, politice, sociale, evenimente private ale casei regale. Numărul invitaților variind de la două persoane la 170 cel mai mult. De fiecare dată ne-am preocupat foarte mult de aceste evenimente, ne-am preocupat foarte mult de standardul, de protocolul acestora, de importanța lor și de vizibilitatea acestor evenimente pentru România. De la detaliile care nu se văd, curățarea veselei de argint, respectiv a tacâmurilor și a elementelor care decorează masa, de la calitatea veselei, a paharelor pe care le-am folosit. La evenimentele foarte mari, vesela era toată de la noi, la cele mai mici, până 60 de persoane și care se desfășoară la Palatul Elisabeta, folosim vesela casei regale și completăm, după caz, avem un set de tacâmuri foarte frumos de argint pentru 24 de persoane, sfeșnice de argint și alte elemente pentru buna și frumoasa servire a mesei. Trei, patru persoane măsoară cu precizie milimetrică alinierea fiecărei piese. Unui invitat îi revine un spațiu de 60 până la 90 de centimetri. În dreptul fiecăruia se află meniul și carta de masă cu numele caligrafiat. Pentru că dejunul sau dineul
reprezintă un prilej de socializare, doamnele sunt intercalate cu domnii, iar cuplurile nu se vor așeza alături. Planul de amplasare la masă corespunde ordinii de precădere instituită de șeful familiei regale. În mod tradițional, toate evenimentele casei regale a României se desfășoară cu ajutorul furnizorilor, aleși datorită calității deosebite a serviciilor lor. Când facem un eveniment la Casa Regală, încercăm să fie cât se poate de bine realizat, poate chiar cu mai multă atenție, pentru că știm că toți ochii sunt ațintiți către perfecțiune, către protocol. Știm că toți ochii sunt asupra noastră și la cât de bine este organizat acel eveniment. Știm importanța atențiilor la detalii și de aceea poate chiar double sau triple check detaliile, pentru că trebuie ca totul să fie cât se poate de bine organizat. De-a lungul timpului, nume celebre s-au regăsit în lista celor care aveau privilegiul de a-și oferi produsele. Brutăriile Otto Gagel și Heinrich Hermann, băcăniile Ioan Anghelescu și Gustav Reitz, cofetăria de lux Fialkowski, negustori de brânzeturi fine, fructe de mare, băuturi spiritoase, coniac și altele. Așa se face că, pentru celebrarea încoronării regelui Ferdinand și reginei Maria, meniul a fost pregătit de Casa Capșa. Spumantul servit la dineul din 1922, oferit de pivnițele de la Azuga, reprezintă cea mai longevivă firmă românească de vin spumant, cel care e prezent și în zilele noastre la ceremoniile familiei regale. Am avut cumva noroc de un 2008 excepțional pentru vinuri roșii, un 2009 bun spre foarte bun pentru vinuri albe și la începutul lui 2010, când am trimis vinurile Casei Regale, am făcut ce am promis. Ne-am apucat să facem vinuri bune. Și au fost atât de impresionați de calitatea vinurilor, încât regele Mihai a zis: venim să inaugurăm crama, să deveniți furnizori ai Casei Regale. Începând cu data de 7 mai 2015, suntem furnizori ai Casei Regale în ceea ce privește partea de flori. Asigurăm florile pentru toate dinele importante, toate evenimentele importante, pentru interioarele palatelor sau pentru ocazii deosebite la care iau parte membrii Casei Regale. Sunt ocazii în care livrăm pentru majestatea sa buchete sau mici aranjamente pe care le are în interioare pentru evenimente intime, private, de tip ceaiuri sau mini cine în familie sau cu cei apropiați. De obicei, florile sunt albe sau în nuanțe foarte pudrate, pastel. Mă refer aici la ivoar, un galben foarte, foarte deschis sau un roz foarte deschis. Descoperind vinurile, Principesa Margareta a fost atât de încântată încât a zis: dacă faceți un vin super premium, mi-ar face plăcere ca primele etichete să poartă semnătura mea. Aveam deja în rezervă niște vinuri care erau prea bune pentru o sticlă obișnuită. Le-am prezentat, a fost de acord și monograma Principesei Margareta se află pe această colecție. Din momentul în care am lansat acea gamă super premium, ne-am dat seama că sunt multe lucruri de spus despre istoria noastră și despre povestea noastră. În tumultul vieții de zi cu zi, a lua masa alături de familie sau de prieteni poate deveni un scurt răgaz pe care ni-l acordăm pentru a ne regăsi. Masa aranjată elegant, felurile de mâncare ingenios decorate, creează o atmosferă benefică sufletului și trupului. În anul 2010, ca un dar minunat adus sensibilității, vedea lumina tiparului Cartea Regală de Bucate a principesei pe atunci, Margareta. În căutarea timpului trecut, precum amintirile trezite de o madlenă prustiană, principesa rememorează întâmplări cu membrii ai familiilor regale din întreaga lume, pe care le asociază cu gusturi inedite
și senzații olfactive. Este o carte care conține niște preparate interesante. Nu sunt preparate foarte sofisticate. Sunt preparate pe care membrii familiilor regale pe care i-a intervievat principesa le-au considerat foarte bune sau feluri de mâncare pe care ei le plac foarte mult. Și așa că există și o varietate mare a felurilor de mâncare, de la aperitive până la desert. La fiecare membru al familiilor regale care apare în această carte este și o mică povestioară, foarte drăguță și foarte interesantă. Toate rețetele din această carte au fost făcute de principesa Margareta la noi în bucătărie și aici au fost și fotografiate produsele. Noi am oferit cu respect, cu recunoștință și cu plăcere ajutorul nostru. Au rezultat niște preparate nu doar foarte frumoase, ci și foarte bune, că am avut ocazia să le și gustăm. Secole de gastronomie regală împărtășită devin privilegiul inimilor deschise spre frumos. Ne inspiră să așezăm delicat imaginea, aroma, savoarea, alături de căldura unui zâmbet, în scrinul cu suveniruri prețioase. Un prânz sau o cină. O amintire efervescentă ca o declarație de dragoste sau de profundă prietenie pe care scriem bucurie. Istoria ne surprinde în fel și chip.